Salutări, prieteni! Astăzi o să facem un unboxing sau o despachetare pentru niște copăcei și un mur de la For Garden sau Ciumbrud Plant. Nu filmam cum trebuie. Ok, am scos eu scociul și factura și haideți să vedem cam cum am împachetat. După cum bine știți, dar nu pot să despachetez cu o singură mână, o să despachetez eu și o să vă arăt după aia. După cum bine știți, este producătorul meu preferat. Dacă ați văzut filmulețul cu de unde să cumpărăm copaci, de departe este preferatul meu. Mi-au trimis foarte târziu copacii. Deci suntem în decembrie, pe 14 decembrie. Anul trecut, a treia zi de Crăciun, eu plantam pomi, deci mi-au trimis și mai târziu, pentru că ei recoltează copacii abia atunci când le cad în mod natural frunzele, ceea ce nu se întâmplă la majoritatea celorlalți producători. Da, haideți că continuăm cu mai multe explicații după ce desfac. Am desfăcut pachetul. Și după cum vedeți, cam bate vântul, toți pomii au pașaport fitosanitar, sunt pomii, nu știu, groși, adică exact atât cât ar trebui să fie. Uitați ce păr frumos și ia să vedem. Am luat câțiva meri, merii nu sunt pentru mine, nu o să-i vedeți la mine, o să îi... Este pentru o vecină. Aici avem un prun Angeleno, din câte ține minte. Da. Ia uitați ce coroană frumoasă, gata formată. Toți pomii au rădăcina împachetată, deci puteți ține și peste iarnă într-un beci sau undeva unde să nu înghețe. Ia să vedem, wow, ce păr frumos! Cred că este cel mai frumos peri pe care i-am cumpărat eu. Wow! Ia uitați ce coroană! Cât de frumos poate să fie! Ce ușor îmi va fi la primăvară să-i fac tăierile pentru formare. Păr la poca. Cred că mai am unul dintre ăsta, dar în livada pentru cireși. Mi-a luat unul și pentru livada pentru meri. Ce mai am aici? Ia să vedem. Un zmeur Heritage. Ia uitați, e și dat cu ceară. Foarte, deci nu am cuvinte să îi descriu, de departe cel mai bun producător de nu știu, de copaci și de arbuști, și prețul este, costă doar 15 lei acești copăcei. Vi recomand din tot sufletul, sincer. O să vedem și dacă o să găsesc probleme la rădăcină când o să-i desfac, o să vă zic și vouă, dar vă spun, cred că cel puțin 40 de pomi am plantat de la ei, sau în jur de 40, și absolut toți s-au prins. Deci am toată încrederea în ei și vi recomand cu încredere. Nu sunt plătit sau ceva să spun asemenea chestii, ați văzut că la fiecare producător de unde am cumpărat am spus pur și simplu adevărul și care sunt părerile mele. Din păcate, nu prea mai am ce pomi să iau de la ei și de asta trebuie să iau din la tot felul de producători mai dubioși, dar ce este de la ei este cu adevărat special. Perii, părul în apoca și în cumpăr, o să trebuiască să-i înlocuiesc, sau trei peri, nici nu mai știu câți am luat. Ia să vedem. Aici ce am păr, William Salb, măr cam spur, de asta am unul prins, tot de la ei, alt măr, aici cred că tot măr este, da? Deci eu am doar 2 peri și un prun și parcă 3 peri trebuia să înlocuiesc, nu mai țin minte. Oricum, prieteni, cam asta e treaba cu For Garden. O să las în descriere și probabil și pe sfârșit o să las link pentru filmulețele mele de unde să cumpărați copaci. Cred că este foarte important să știți înainte să comandați, pentru că eu am comandat din foarte multe locuri și am un pic de experiență în acest domeniu și nu știu, câteodată, cum s-ar zice, am luat țeapă. Ok, prieteni, mulțumesc că m-ați urmărit.
Dacă o să fie probleme, v-am spus, la rădăcină, deși nu cred, o să vă spun, dar sunt 99% sigur că nu vor fi, pentru că v-am spus, am cumpărat foarte mulți de la ei și toți au avut rădăcina impecabilă. Ciao, prieteni, vă mai aștept cu drag pe canalul meu. Prieteni, vreau să vă arăt și ce rădăcini frumoase au copăcii ăștia de la For Garden. Ia, uitați-vă. Ați văzut cât de bine le împachetează. Deci, nu am cuvinte să-i descriu. Absolut toți copacii sunt superbi. Mai țineți minte, v-am arătat de la alți producători ce rădăcini mici aveau și... nu știu, deci nu am cuvinte să-i descriu. Sunt absolut perfecți. Chiar dacă le mai apasă ei, deci toate au fost cumva apăsate și... nu știu, împachetate într-un pachet destul de mic, dar uitați și voi ce rădăcină frumoasă poate să aibă. O să vă mai arăt dacă alții o să aibă probleme la rădăcini. Dacă nu, acesta este primul pe care l-am desfăcut. Este vorba de prunul Angelon, parcă, sau Angeleno, Angeleno, italiano.